Natalia Duminică și la moment sunt implicată într-un proiect cu oficiul înalt de comisar pentru drepturile omului și o să fac o scurtă prezentare despre proiectul în care sunt implicat. Este vorba nu numai de mine, dar și de două colegi. Deci, pe parcursul o să menționez și numele colegilor. Începem, da? O să încep cu o introducere foarte relaxantă despre educație, educația minorităților etnice, după care o să trec la proiectul propriu-zis și o să finisesc cu niște concluzii preliminare pe care noi le-am elaborat la momentul de față. Deci, educația este o modalitate prin care grupurile etnice din Republica Moldova pot fi integrate în societate. Dezvoltarea economică, culturală și socială a minorităților naționale etnice depinde de interferența sistemului educațional și membrii grupurilor etnice. În ultimii ani, după cum cunoașteți, sistemul educațional din Republica Moldova a suferit un șir de schimbări, a trecut printr-un șir de reforme. Unele școli au fost reorganizate, unele școli au fost închise. Asta e. Și rămâne neclar dacă situația poate afecta într-un mod sau altul dreptul la educație a membrilor minorităților etnice din Republica Moldova. În acest sens, oficiul înaltului comisar pentru drepturile omului a lansat un proiect de monitorizare a accesului la educație pentru minoritățile etnice în contextul reformei școlare. S-a format o echipă de 3 consultanți naționali, dintre care sunt eu, colega mea Tatiana Cernomoriț și Olesia Perean. Probabil vă sunt cunoscut de numele, deoarece sunt de asemenea niște activiste pentru drepturile omului. La etapa de lansare a proiectului ne-am propus dreptul direcției de cercetare, analiza legislației naționale și internaționale cu privire la asigurarea accesului la educație de calitate pentru minoritățile naționale, analiza impactului reformei școlare asupra realizării dreptului minorităților naționale la educație, procesul de organizare a orelor de religie în școală, identificarea și analiza facilităților oferite de stat în vederea asigurării accesului la educație a membrilor minorităților etnice, cât și identificarea percepției actorilor naționali relevanți cu privire la reforma de optimizare a rețelei școlare și asigurarea accesului la educație minorităților etnice. Deci, metodologia de cercetare a inclus, în primul rând, analiza documentelor de politici, rapoartelor și studiilor existente în domeniul reformei de optimizare a rețelei școlare și accesul la educația minorităților, întâlniri cu actori relevanți, a fost organizate întâlniri cu Direcția Generală a Educației, Tineret și Sport Chișinău, Direcția Municipală de Protecție a Drepturilor Copilului, ONG-uri precum Centrul Național al Romilor și Pernarom, cât și Centrul de Informare și Documentare pentru Drepturile Copilului. Sunt planificate întâlniri cu reprezentanții Ministerului Educației, Centrul pentru Drepturile Omului, Consiliul Național al Tineretului de Moldova și Biroul Relații Interetnice. Au fost efectuate vizite de monitorizare în următoarele școli. Liceul Teoretic de Succes din Începui Chișinău, care este o școală cu practici inclusive, în care au fost școlarizați elevii din școlile supuse procesului de reorganizare. Liceul Teoretic Mircea cel Bătrân și Bogdan Petrice cu HGEU. În aceste instituții au fost transferați copiii din gimnaziul numărul 3, care a fost închis. A fost un gimnaziu Modorus. Gimnaziul din satul Stejăreni, liceul din satul Lozova, liceul Teoretic Mihai Eminescu din orașul Otaci, liceul din Țibirica, în care își fac studiile și copiii romi din satul Schinasa, liceul Teoretic Școala primară din Parcani și gimnaziul Răciula. În cadrul vizitelor, și colegile mele astăzi au o vizită în orașul Taraclie, anume la liceile cu predare în limba bulgară. În cadrul vizitelor din școli au avut loc întâlniri cu administrația instituțiilor de învățământ, cu părinții copiilor din minoritățile etnice, elevi și mediatorii comunitari din comunitățile de rom. Deci, după vizitele de monitorizare, urmează a fi organizat un training de 2 zile cu organizațiile care lucrează în domeniul minorităților etnice. În cadrul acestui training va fi prezentată metodologia.
proiecte instrumente de monitorizare au fost folosite ghid în conversație, în discuțiile cu autoritățile și reprezentanții societății civile, ghid interviu cu administrația instituțiilor de învățământ și părinții și elevii, cât și un eseu structurat care se numea Scrisoarea prietenului meu pentru copii. În urma activităților de relație, împreună cu colegii am formulat următoarele concluzii preliminare, care ulterior urmează a fi modificate, este doar nivel de draft. Procesul de optimizare a rețelei școlare este privit ca fiind o măsură pozitivă, atât de administrația instituțiilor școlare, cât și de reprezentanții societății civile, care au afirmat că depinde calitatea educației copiilor, nu de instituția în care copiii își fac studiile. Reforma SIMO nu ar fi motiv de încălcare a dreptului la educație pentru minoritățile naționale, dacă ar fi realizate acțiuni eficiente și continuă de pregătire a tuturor actorilor pentru procesul de optimizare, actorii fiind copiii, părinții și profesorii. Sunt cazuri în care instituțiile de învățământ sunt anunțate că vor fi închise abia în luna august sau la finele lunii septembrie sau la începutul lunii septembrie. Direcțiile de învățământ organizează ședințe cu administrația instituțiilor de învățământ în luna mai, după care se anunță deciziile, după care directorii de școli sunt anunțați de către deciziile luate în cadrul ședințelor. Și este de datorie directorilor de a anunța comunitățile școlare, ceea ce deseori nu se întâmplă. Comunitatea școlară este anunțată iarăși la începutul lunii septembrie. Sunt necesare acțiuni de informare și pregătire a întregii comunități școlare. Părinții au dreptul să aleagă instituția în care doresc ca copiii lor să studieze și acest drept noi am observat că este respectat. Majoritatea copiilor au fost mulțumiți și chiar fericiți de procesul educațional din instituțiile noi de învățământ în care au fost integrați. În școlile în care învață și copiii romi, am observat că este des folosită sintagma țigani, dar nu sintagma rom, și profesorii încearcă să încearcă să nu observe diferența culturală a copiilor romi. Adică chiar nu pun accentul pe acest fapt. Mediatorii școlari, de fapt, sunt mediatorii comunitari, sunt niște actori foarte importanți în procesul de integrare a copiilor în sistemul educațional. Sunt necesare acțiuni de pregătire cu privire la drepturile copiilor, celebrarea diversității culturale în școli. Administrația instituțiilor de învățământ sunt foarte deschiși la acest capitol. Reforma de optimizare a rețelei școlare este analizată și privit de cele mai multe ori din perspectiva financiară. În urma activităților derulate, noi am încercat să formulăm iarăși niște recomandări care urmează a fi modificate, sunt doar niște recomandări preliminare. Deci, Ministerul Educației, Direcția Generală, cât și Teritorială, Educație, Tineret și Sport trebuie să realizeze niște acțiuni de evaluare și monitorizare a procesului de pregătire pentru reorganizare sau închiderea instituțiilor de învățământ desfășurate de către administrația instituției de învățământ, supuse procesului de reorganizare, dar și instituțiile de referință în care urmează a fi integrați, școlarizați elevii. Este necesară o colaborare cu Ministerul Educației, cât și Direcția Generală Educației, Tineret și Sport, pentru a asigura faptul că vom avea succes și acces în instituțiile în care dorim să facem monitorizarea și vom putea să discutăm individual cu copiii, fără a fi influențați de către profesori sau administrație. Este necesară pregătirea comunității școlare pentru reorganizarea cu cel puțin 6 luni înainte de a începe anul școlar, pentru a evita situațiile negative de nepregătire sau neștire, administrația instituției de învățământ și cadrele didactice solicită suportul organizațiilor non-guvernamentale. Astfel, noi am recomandat ca reprezentanții societății civile care lucrează în domeniul dat să se implice activ. Și inițiativa ar trebui să fie atât din partea
societății civile, cât și din partea administrației instituțiilor de învățământ. Organizarea activităților de informare, precum seminare, training-uri, misii rotunde, etc., cu privire la drepturile copiilor. Organizarea activităților de celebrare a diversității etnice și culturale în școli. Celebrare? Putem? Celebrare? Da. De ce nu? Deci acest fapt ar putea contribui la punerea pentru a evidenția diversitatea culturală și a contribui la incluziunea socială a copiilor minorităților etnice. Și a valorifica, exact. Care nu este recunoscut sau este chiar negat și nu este considerată, diversitatea nu este considerată o valoare sau un resurs. Da? Pentru noi diversitatea deocamdată, nu pentru noi, da. În Moldova diversitatea este considerată o provocare. Da? Noi nu știm cum să o abordăm, nu știm ce atitudine avem de față de diversitate, asta implică probleme, pregătiri, resurse, nu știu ce. Pe când se observă foarte bine că în instituțiile școlare nu există o diversitate și ea este și recunoscută și remarcată într-un sens pozitiv, da? Copiii, de exemplu, au o sărbare la care vin în costume naționale a diferitor naționalități, da? Și ori nu este super? Sau avem nu este extraordinar chestia asta? Festivalul etniilor, care a fost sau festivalul etniilor, da? Pentru că un fel de paradă. Pride. Avem de învățat unii de la alții și avem valori și obiceiuri și tradiții frumoase care de unde să le mai luăm dacă nu din mijlocul nostru, da? Pentru ce trebuie să mergi undeva în Statele Unite sau în alte țări ca să vezi ceva diferit, pentru că noi însăși avem o diversitate vastă în Moldova, care este ignorată și nu este pusă în valoare. În cadrul vizitelor care noi le-am efectuat în diferite școli, deci am observat că profesorii sunt foarte reticenți la chestia asta, diversitatea culturală, și încearcă să omogenizeze identitatea culturală a fiecărui copil cu întregul. Adică când aud de cuvântul țigan, ei se fac că nu știu ce înseamnă țigan. Nu, ei nu sunt romi, ei sunt ca noi toți, adică nu pun în evidență specificul cultural a fiecărui copil. Asta e de un efect de bumerang, e de acum să stiem sărașii să mai spună ceva, sau să identifice pe cineva drept fiind aparținând unei alte etnii, că nu cumva să fie acuzați de segregare sau de rasism. Exact. E o altă extremă deja. Faptul că ei spun că nu sunt romi, sunt ca și noi toți, asta faptul că ei neagă etnia doar ca să accepte egalitatea între două categorii, două grupuri, da? Și asta tot nu e o modalitate. Dar în loc să spună, da, ei sunt romi, dar ei sunt egali cu noi. Același lucru, însă nu se neagă o etnie care aparține grupul respectiv. Asta și ziceam, mai sus, că nu să știi la momentul, cum să ai de face cu diversitate într-un mod eficient, constructiv și nediscriminator. Ori zicem de rău, ori nu-i pomenim deloc. Păi, exact, ce se discuta ieri cu da. Ce ar trebui de să atragem atenția asupra faptului că ei sunt cu dizabilități? Nu este ideea că să atragi atenție, este ideea că să le oferi oportunități egale. Ceea ce e total diferit decât faptul că tu vorbești, uite la el, că el e cu dizabilitate. Acceptați-l, că dacă nu o să ne dă cineva cu șumagul în cap. Nu e adevărat, creează rampa aceea de acces și el o să meargă exact ca toți. Cineva nu iubește să le iei în brațe. Păi, dar nu trebuie să le iei în brațe. Fă-i condițiile necesare ca el singur să se deplaseze acolo. De exemplu, dacă vorbim de dizabilitate locomotorie sau multe, multe alte chestii. Percepția și accentele sunt total diferite și incorrecte. Nivelarea nu e o soluție. Și da. Efect a acțiunilor acestei despre care ai discutat, ai menționat anterior, deci atât copiii, așa să spunem, moldoveni, cât și copiii minorităților etnice, ei sunt de acord cu profesorii, adică și merg pe urmele profesorilor. Ei, într-adevăr, își neagă identitatea sa etnică. Cum se întâmplă, de exemplu, în comuna Țibirica. Copiii neagă că ei sunt de etnie romă sau în comuna Parcani. Sau avem mai multe cazuri de acest gen. De ce? Pentru că atitudinea de obicei este un stereotip negativ. Exact. Tot ce cine vrea să identifice cu o imagine negativă și cu o atitudine negativă. Nu, el mai bine zice că el nu e așa, decât să accepte tratamentul ăsta și de gradare. Pentru că el de acasă, merge pe ideea, dacă tu ați face costumul, știu care spune la copii, dacă, nu știu, n-ai să fie ascultător, am să dau la țigan, sau dacă,
nu știu, e și rău să vină Baba Iaga sau nu știu mai cine, știi? Și el dimititel îi se bagă în cap ideea asta, dacă eu să fac o prostie, la mine să sucească, mă dă la țigan. Deci țiganul e persoană rău, care pe mine mă scoate de acasă, înțelegi? E atât dacă eu, într-un fel, o pedeapsă. Sau ești greșit ca un evreu sau nu știu mai și acolo, știi? Sau și nu înțelegi, ești turc. Sau și nu înțelegi, ești turc, exact. Adică și el crește și la nivel de subconștiență rădăcinează. Și treptat, treptat se face. Adică... Pentru mine toate stereotipurile sunt negative, prin definiție. Sincer. Nu, pentru că astea dau tot în consecință la un tratament diferit de cel care ar trebui să fie firesc. Pe tine ce, să te încălzească dacă zic că toate femeile sunt deștepte? Frumoase. Sau frumoase și te lovești. Sex slab. Da, niște chestii care nu, mi chiar îmi par toate ca același efect. Ia da, deci mai am încă două recomandări. Dacă îmi dați voi să continui, elaborarea politicilor publice și a programelor în domeniul protecției drepturilor copilului să fie în strânsă legătură cu instituțiile relevante, de exemplu, ONG-uri care lucrează foarte activ în domeniul dat. Și o ultimă recomandare este necesară responsabilizare și capacitarea societății civile în vederea monitorizării continue a asigurării drepturilor copiilor la educație. Deci, ca efect final a acestui proiect, noi urmează să elaborăm o metodologie, o metodologie de monitorizare a drepturilor copiilor care fac parte din minoritățile etnice, care urmează a fi recomandată ONG-urilor care lucrează în domeniul minorităților etnice și ulterior noi sperăm ca aceste organizații să folosească această metodologie și să facă careva schimbări în domeniul în care ei activează. Deci noi să facem training-ul cu ONG-urile acreditate pe lângă biroul de relații interetnice. Dacă nu mă greșesc, sunt la număr vreo 47. Deci target grupul din start a fost organizațiile care lucrează cu minoritățile etnice, minoritățile pe lângă părăie. Dar dacă inițiativa va veni din partea voastră, gândiți, da, de ce mai nu? Cadrul m-a luat, pentru că da, mai să știi inițiativa exact ce se discuta și ei. Sunt foarte multe chestii, poate super bune, pe care noi le-am susținut, dar noi nu cunoaștem de bânzile. Pentru că iarăși se limitează la un anumit grup. Faptul că ele sunt acreditate pe lângă birou, nici de cum nu înseamnă și calitate sau eficiență. Ok, fiecare ONG poate și e un anumit grup pe care lucrează de beneficiari. Dar de obicei în societatea noastră și cred că în multe altele există tendințe. La un moment dat sunt proiecte ca pe discriminare. Pe urmă, la un moment dat sunt proiecte care scriu pe nu știu ce. Și câteodată specific organizația este dictat de timpul în care el a apărut și se specializează. Dar asta nu este egal eficiență. Adică pentru mine chiar este important filtrul ăsta cum selectează, ca de exemplu să fie activitatea asta de follow-up după ce voi ați elaborat metodologia. Adică să fie continuitatea. Vezi știind abordarea de relații interietnice, știm toți care sunt. Deci metodologia va fi făcută publică și orice organizație va putea folosi această metodologie. Adică nu sunt careva restricții sau limitări.